that. Oh. Oh. Mamă, 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 ce mare e asta. Salutare, prieteni. Pentru prima oară în acest sezon mai rece, să spunem așa, am ieșit în căutarea cleanului pe gume. Am renunțat la nălucile reactive, la voblele, la rotative, pentru că pe gume este mult mai simplu să-l păcălim după ce se lasă frigul. Chiar dacă este soare afară, nu sunt mai mult de 10 grade Celsius. Ca echipament mi-am luat cu mine astăzi o lansetă de la RTB, de Light Gamer, de 1,7 grame, o mulinetă Abogarcia Revo MGX, pe care am echipat-o cu un fir textil de 0,10 mm și un înaintaj de fluorocarbon de 0,16. Ca locație am ales pârâul Colentina. Sunt curios să văd dacă avem ceva activitate acum în perioada asta mai rece. Astăvară am reușit să prind destul de mulți clienți pe acest minunat pârâu, dar sper că și acum totul va decurge bine. Hai să căutăm un loc, pentru că prea mult timp nu am la dispoziție, și să ne apucăm de treabă. Am văzut niște clen mari aici, să văd dacă ar și reușe să-i prind. Fain, fain. Uite, unul. Dar ăsta nu e atât de mare. Da, ia uite. Nu e mare, dar e frumos. Da, nu e nici cel mai mare, dar nici cel mai mic. Hai, fugi înapoi. Hai să mai fac două lansări. Uite-l! Uite ce fain e! L-am văzut când a venit și a atacat. Frumos! Frumos, frumos! Hei, ce fain e! Ce gras e! Gras, gras! Hai să-i scoatem guma și să-i dăm drumul. Hai, fugi! Opa! Ușurel așa! Destul de multă... destul de adânc aici. Trebuie să am grijă să nu mă afund prea tare. Să mai fac o lansare acolo, deși mai mult ca sigur s-au speriat restul. Uite, unul mare. Aha. Uite, încă unul. Am văzut unul frumos aici, în fața mea. Ia uite, 2, 3. Uite-l! Uite-l! Ce fain e! Ha, 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 ha. Este! A reușit să prind unul și mai mare un pic. L-am urmărit ceva vreme, am tot văzut că se plimba pe aici. Hai să văd dacă reușesc să mă urc pe mâini, dar deși nu cred. Nu o să reușesc. O să încerc să-l ating cât de puțin pot. Da. Frumos, frumos, frumos. Ha, cam asta e cleanul. Superb. Să scot guma ușor din gură, de ce bine s-a înțepat. Dă buza de jos. Da, hai să îi dau drumul. Hop, fugi. Hai, că s-a dus. Bun. Și să mai fac două lansări aici în zonă. Să văd dacă mai păcălim vreunul. Ia să vedem. Am mai văzut 2-3 plimbându-se pe aici. Canălucii am folosit astăzi gume de acest fel. Acesta este un Bobby Garland cu
pe un jig de 0,6 grame, un jig de coi mărimea 4. Toate detaliile le veți găsi și în descrierea clipului. Până atunci, hai noi să mai prindem un pește, pentru că foarte mult timp nu mai am la dispoziție. Nu prea a fost cumulat. Să vedem dacă... Uite că am văzut pește acolo în față. Am văzut ciucica. Și tot. Tot ciucica voi încerca să-l și lansez. Hai să vedem. Dacă o bag fix sau malul celălalt. Să vedem. Păcălim vreun acolo. Uite! Uite aia alea. Hai sus. Ce fain e și ăsta. Incredibil. L-am văzut acolo, el nu m-a văzut pe mine. Superb, uite-l ce frumos e și ăsta. Fain, fain. Da, cleni adevărați. Se scoate în gumă. Aceeași gumă a intrat. Aceeași culoare. Foarte fain. Hai să-i dăm drumul. Hai, fugi. Ce a sărit. Perfect. Ia să văd dacă fac o lansare acolo în jos, oare nu urmărește nimic? Ia să vedem. Acolo iese ceva. O urmărire, nu era foarte mare, dar e bine venit orice, indiferent de mărime. S-a întors înapoi. Trebuie să dau cât mai în fața acolo, de acolo trebuie să iasă ceva. Am avut atac! Dar foarte, foarte anemic a atacat. Uite, încă unul. Cred că sunt foarte mici. Nu reușesc să închidă guma. Uite! Mamă, ce mare e asta. Acum nu știu dacă reușesc să-l scot din crengile alea. Uite că am reușit. Am reușit. Da, ce fain e. Mamă, fain de tot ăsta. Pentru ăsta merită să mă apropii un pic de apă mai mult. Chiar acum pe final. Ce frumos e. Am intrat un pic în mâl, dar nu e nimic. Hai, vină încoace. Asta e. Ce clenălău. Ce clenălău. Superb. Închei. Ia să văd dacă pot să mă ridic. Închei ziua cum nu se poate mai bine cu un superb, superb exemplar de clean. Ha.
Da. Pe aceeași, exact pe aceeași gumă a intrat. A fost prinzătoare tare guma asta astăzi. Mă gândeam că acum seara o să împușc și unul mai mare și l-am împușcat. Încheie ziua acum nu se poate mai bine cu un superb, superb exemplar de clean. Hai să și dăm drumul. Să mă apropii ușor de apă. Hai. S-a dus. Asta a dat treaba. A reușit să prindă un super clean. Am luat și alții înaintea lui. O să mai încerc 10 minute cât mai am la dispoziție. După care voi strânge și eu la setat și voi pleca acasă. Hai să vedem, poate mai prindem vreunul. Ce partidă reușită am avut astăzi. Prima partidă la clean din sezonul rece. Am luat exemplare frumoase, ne-am relaxat pe malul apei. De acum va trebui să ne îndreptăm către mașină pentru că se lasă frigul, se și întunecă cât de curând, se lasă și bruma. Oricum a fost suficient pentru astăzi. Până data viitoare, eu vă salut și toate cele bune. Respect!